Tânărul care a fost împușcat de polițiști, pasager într-o mașină al cărei șofer nu a oprit la semnalele oamenilor legii, a decedat. Florin Negură, în vârstă de 21 de ani din Moldovița, a ajuns la secția de anestezie și terapie intensivă a Spitalului Județean Suceava sâmbătă seara, împușcat în spate de polițiști după o urmărire ca în filme. Florin Negură se afla într-o mașină de teren împreună cu alți trei bărbați, iar șoferul acesteia a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Secție rurală Vama, aflați în acțiune pe linie rutieră în interiorul satului Moldovița. Mașina, înmatriculată în Marea Britanie, a fost urmărită câțiva kilometri de către polițiști cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune. La un moment dat, șoferul a intrat pe un drum forestier unde a continuat deplasarea. Acolo, polițiștii au tras două focuri de avertisment în aer, iar al treilea spre mașină. Mașina de poliție nu a mai putut continua urmărirea din cauza terenului accidentat. La scurt timp, după focurile de armă, a fost primit un apel la numărul de urgență 112 prin care se anunța că o persoană a fost rănită prin împușcare, fiind solicitat ajutorul unui echipaj medical. La momentul preluării, Florin Negură era conștient, însă starea sa s-a deteriorat. Autoturismul urmărit a fost găsit într-un șanț, iar în interior au fost depistate mai multe sticle cu băuturi alcoolice. Șoferul fugar s-a ales cu dosar penal.